După convertirea la ortodoxie, Pedro și Raluca se căsătoresc. O perioadă au trăit la Iași, iar după nașterea fetiței lor, Daria, s-au mutat în Bacău, localitatea natală a Ralucăi. Duc o viață în acord cu rânduielile bisericești și sunt nelipsiți de la slujbele și activitățile parohiei Lazarete din municipiu. Cununia religioasă unde a avut loc? Aici. Aici, chiar aici. Și chiar aici, în biserica aceasta? Da. Exact. În timpul Sfintei Liturghii? Comunitatea cum l-a privit? Comunitatea, prin faptul că dânsul este căsătorit cu soția sa, Raluca, o membră activă și de la începutul formării acestei comunități aici la Lazaret, a fost integrat foarte bine și a însușit întru totul cele ale credinței noastre ortodoxe, stilul nostru de a viețui în timpul posturilor, fiind un credincios, să zic așa, practicant întru totul a celor care înseamnă viață duhovnicească, prin aceea că se spovedește des, se împărtășește în fiecare duminică și este prezent în foarte multe dintre diminețile în care noi facem Sfânta Liturghie. Având liturghia zilnică, mereu îl văd cu fetița sa, Daria, și alături de soția sa, venind să o împărtășească. Daria s-a născut în 2021, e născută în aceeași zi cu bunicul ei brazilian. A fost un cadou pentru dânsul, da. Asta. Da. Mm-hmm. Și este și ea o mare binecuvântare în familia noastră. Vă mai doriți copii? Da. Și de asta a început de tot, nu? Cu cine seamănă fetița? Cu Pedro. Toată lumea spune că e Pedro mic. Da. Doar că e albă. Acum, deocamdată, pare chiar blonduță. Raluca a fost dintotdeauna o tânără apropiată de biserică, iar Pedro continuă alături de ea această mărturisitoare conduită și a însușit deopotrivă și tradițiile țării noastre. Este un om care postește, care cunoaște întru totul cele pe care le are de făcut și, v-am spus, cel mai mult, soacra lui și soția sa îl ajută foarte mult și îl și inițiază, iar el, prin bunătatea sa și prin bucuria sufletului său, le primește cu drag. Face parte din firescul vieții. Nu văd cursul firesc al zilelor fără să fie și biserica, mai ales că aici este slujba în fiecare zi, putem veni des. Te simți binecuvântată că ai acum această familie alături de Pedro? Da, bineînțeles. Uneori stau și mă gândesc că ne-am complicat, așa, pentru că eu mereu am o piatră pe inimă față de părinții lui, că ei sunt departe și nu sunt aproape de noi. Și atunci mă gândesc că ne-am complicat, dar în același timp nu-mi imaginez viața fără Pedro. El a ieșit uneori în evidență prin bucuria pe care o manifestă și chiar se implică și în activitățile, să spun așa, din afara bisericii. Vă dau un exemplu, obișnuiește să meargă într-un grup de colindători și chiar a fost și la mine în ultimii 2 ani și m-am bucurat, așa că și textele colindelor le cunoaște, le înțelege și chiar cântă, le face mult mai melodioase. România, ne spune Pedro, are marea binecuvântare de a avea multe biserici. Românul are astfel minunatul prilej de a-și găsi tihna sufletului la orice pas, doar să treacă pragul sfintelor locașuri. Ce îndrăgești cel mai mult la țara noastră? Bineînțeles că pentru un brazilian convertit la ortodoxie, care acolo nu sunt așa de multe biserici, prima dată când veni aici să vedem o biserică pe fiecare stradă, e o bucurie pentru noi. Bineînțeles că s-a putut participa mai des la slujbe, dar pentru mine îndrăgesc asta. Dacă mergi mai ales la țară și ai, sau mergi la o mănăstire, ai multă oportunitate să ai liniște aici. Și îmi place foarte mult asta, să mergi la o mănăstire, să te mai liniștești la țară, mai te mai plimbi pe la munți, că acolo e foarte frumos, la Cehlau, de exemplu. Am fost prima dată când am fost aici în România, am fost acolo la mănăstirea de pe Muntele Cehlau? La mănăstire, Cehlau. Exact, de pe Cehlau. Am primit o bună încuvântare de la monaha de acolo, chiar dacă nu înțelegeam ce se întâmpla deloc. România, pe lângă frumusețea peisajului, vine și cu această bucăție spirituală care îi ademenește poate pe cei străini prin adevărul pe care îl propovăduim până la urmă, nu? Da, într-adevăr este un exemplu pentru tinerii noștri români,
de a îmbrățișa cu bucurie ortodoxia ca un firesc al tinereții și al naturaleții unei familii de tineri creștini, dar este un îndemn și pentru cei de alte credințe sau cei de alte naționalități care, prin faptul că el a găsit în ortodoxie ceva firesc și potrivit sufletului său, și ei la rândul lor pot găsi în ortodoxie liniștea sufletească, bucuria întâlnirii cu Dumnezeu și bucuria conviețuirii cu ceilalți frați în credință. Tezaurul ortodoxiei i-a îmbogățit duhovnicește-le bucurii. A fost pentru el o altă cale prin care a înțeles lucrarea mântuitoare a Sfântului Duh. Cum a fost pentru tine să privești celelalte lucruri din Biserica Ortodoxă care sunt diferite față de biserica ta, cum ar fi Sfintele Icoane, Sfintele Moaște? Raluca a aruncat o lumină mai mare pentru mine la asta. Că la un moment dat am zis, discutăm despre Sfintele Moaște chiar. El la Paris, ne plimbăm și ne vorbim despre asta. Și el la un moment dat a zis, Pedro, dar eu am văzut. Am văzut Sfintele Moaște și erau necorupte, erau perfecte acolo. Dar așa, a zis din mod așa, atât de simplu și atât de convins, așa fără să vrea să te convingă, numai vorbind de cineva care chiar e știut și vedeai că era sinceră acolo. Și când am auzit puterea cuvântului ei, pare că am acceptat și am început să văd cu altă lumină. Și să înțelegi lucrurile acestea. Exact, exact. Așa. Și se vede, asta e diferență. Nu numai se înțelege, dar se vede. Cred că asta e cel mai important. Are mare evlavie la Sfântul Apostol Petru, al cărui nume îl poartă, dar și la Sfinții Daria și Hrisant. Deci întâi pe Sfântul Petru. Deci văd un sens de cum a pus părinții mei numele ăsta. Deci mă îndrăgesc foarte mult pe el. Acum cu fiica mea Daria, îi îndrăgesc și pe Sfântul Daria și pe Sfântul Hrisant foarte mult, că avem o poveste așa, a fost interesant, că, de exemplu, Sfânta Daria și Sfântul Hrisant sunt sărbătorite în ziua orașului meu de naștere. Pedro menține aceeași relație frumoasă cu tatăl său, care este și în prezent pastor al unei comunități reformate din țara natală, Brazilia. Noi la parohie, îi îndrăgim foarte mult pe ei, au dat cadouri pentru noi, avem și eu o relație bună cu ei. Și cu comunitatea mea de înainte, încă îndrăgesc pe ei, am văzut pe toți că avem o legătură foarte strânsă încă acum. Ți-ai dori ca familia ta să vină la credința ortodoxă, la adevărata credință? Măcar să cunoască, măcar să cunoască. Dar te-ai bucurat dacă s-ar întâmpla lucrul acesta? Ei, bineînțeles că da, dar toată lumea e liberă. Pedro și Raluca vizitează cât de des pot Brazilia. Acolo participă la sfintele slujbe de la o biserică ortodoxă ce ține de Patriarhia Antiohiei. Chiar aseară ai ajuns din țara natală, nu? Te-ai întors? Da, exact. Unde mergi la biserică acolo? Da, deci a fost o binecuvântare că pe orașul meu, São José do Rio Preto, unde m-am născut și am crescut și am copilărit, este o biserică ortodoxă acolo, din Patriarhat de Antioquia. Au moțenire arabă de sirieni și lebanezi care sunt acolo, o comunitate mare de unde sunt. Și unde nu mergeai înainte de a fi botezat ortodox? Mergi acum, de când ești convertit, așa este? Exact, exact. Înainte știam de biserică, știam că este o biserică diferită acolo, un catolic așa diferit, dar habar nu aveam ce era înainte. Și pentru că acolo scrie biserică ortodoxă, dar credeam că numai un catolic diferit.